Hei, toată lumea, ce mai faceți? Azi vom face în sfârșit un tutorial cu After Effects. Oh, da. Bun, să începem. Mi-a dat acest videoclip și a spus cum se face acest contur alb. Bine, aici nu se vede. O să se vedeți imediat. Chestia asta, vedeți? Vedeți că se face pac, linii, pac, pac, șmecher, pac, pac, vedeți? Pac, pac aici. Înțelegeți voi ce zic eu pe acolo, așa-i? E mai chestie de pac-pac. Bun, să începem. Nu știu ce e zero ăla, de cred că de la Fraps, dar nu eu am închis Fraps-ul, dar nu contează. Bun, dăm file. New project. Așa. Așa, eu am dat pe ăsta, nu mă interesează. Facem un text, incredibil. Aici scriem... ce să scriem? Zi repede. D, A, V, I, D. Nu mă interesează... Fontul, pun orice font, prima, no, nu e fine. Bilbo Hand, nici ăsta. Oricare, mă cac pe ei. Ui, ăsta! Ăsta e cel mai tare, dar nu e faină. Cred că ăsta e bun. Nu, ăsta. Nu, mă. Au tot alege ceva, mă. Hai, Batman. Batman Forever Alternate. Așa. Bun. Deci, folosim acest text. Da. Îl punem chiar aici. De fapt, ați văzut chiar la început cum am făcut chestia asta, deci v-ați prins. Bun, să începem. Prima dată, publicitate. Băi, ești prost, s-a aruncat la Tajul 4. What the fuck? Publicitate. Pip, 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 pip. What the fuck was that? La ce prostie, doamne, ce prostie de semnătură. Mă rog, nu contează. Am revenit. Lor, ai văzut că... Bă, nu mă interesează. Nu contează. Așa, să începem. De fapt, nu știu ce să fac aici. Nu contează. Dăm Ctrl D ca să duplicăm acest text. Așa. Dăm pe mask. Și dăm aici la D, facem așa, măscuim D-ul, dar cât mai bine ca să fie frumos. Pac, pac, pac. Bine, n-am făcut așa frumos, dar nu contează, să fac așa, excelent. Pot să dau așa. Dacă vreți să mișcați mouse-ul cum fac eu acum așa, apăsați pe scroll. Așa, apăsați pe scroll, pac. Vedeți? Ești inteligent, foarte tare. Bun. Acum, ca să facem linia asta, avem nevoie de o chestie incredibilă. Scrim aici la search. S-T-R-O-K-A. Opa. Așa, stroke. Stroke. Băgăm aici stroke-ul aici. Avem linia. Bun. Deci dacă dăm play, nu face cum face aici, așa-i? Deci e ceva greșit, corect? Dar nu contează pentru cum vom face asta. Apăsăm pe start. Dăm pe ceasul ăla și ne ducem, mai vrem, o secundă bune. Hai să dăm așa volumă mai mare, așa, de, așa, perfect. Aia îmi face. Bă, ce-am făcut acum, nu contează. Bun, aici punem 100 și va fi ceva de genul. Fac! Se mișcă prea încet, mă. Dăm aici la effects. Troche și îl punem pașe, ceva de genul. Așa. Bun. Închidem asta. Dăm iar duplicate aici. Pac. Iar măscuim acest hățel. Sau dacă vreți, facem asta. Hai să facem de udor. Pac. 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 Sau bine, hai măscuim tot. Iar de. Bun. Măscuim iar tot. Pac. Pac, 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 pac. Mă, nu contează dacă nu vă iese din prima măscuitul. Bine, dacă vreți să faceți un intro cum a făcut el acum, atunci chiar trebuie să vă surdiți să fie perfect. Adică ceva de genul ăsta. Dați zoom-ul la maxim și vedeți aici, uite. Nașpa. Vedeți? Așa trebuie să faceți dacă faceți un intro sau ceva de genul. La fel și ăsta. Pac, 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 pac.
Asta le redenumim D, ăsta da D, J, R, ăsta A, ăsta V, ăsta I, ăsta D, X și D, X, J, R. Ăsta nu mai contează, când avem ce face cu el. Bun, avem David aici. La toate punem strocul. Stroc. Stroche. La I punem, la D, X punem. Și la D, X, junior. Perfect. Și acum facem la fel și la toate astea. La David junior. David junior. Deci așa înceapă, dar punem de la end. Și începe pe aici, aici, chiar aici când se gata ăsta și dăm la 0. Va fi ceva de genul ăsta atunci. Vezi? Acum la A. Deci așa, au, să fie așa de aici, șmecher, sunt șmecher eu. Dăm la end timeout-ul ăla. De fapt nu-i timeout, nu contează. Și lăsăm pe aici, 0, pac! Am anunțit un pic mai încolo. Și ne ducem la V, dăm pe start, ne ducem un pic mai încolo și dăm 100. Și acum ne ducem iar un pic mai încolo, așa, dăm pe I, dăm pe end și ne ducem un pic mai încolo, mai, un pic mai iar încolo și dăm pe 0. La D, X acum am o, ne ducem un pic mai încolo iară. Dăm și aici startul ăsta. Ne ducem un pic iar mai încolo. Și dăm pe 100. La fel și la DX junior. Aici am unde chestia asta. Dăm pe end. Și ne ducem așa. Deci, concluzia este asta. Vedeți? De fapt, voi știți cum se fac liniile astea. Acum pe mine nu mai mă interesează ce vreți să faceți cu el. Puteți să îl copiați pe ăsta, mă doare în cur. Nu mă interesează. Faceți cum vreți. Așa puteți face și dacă aveți de la video copilot opt ăsta, elementul. Și aveți textul în 3D și puteți face mult mai fain. Am să vă dau încă o chestie. Ne ducem la glau și vedeți D-ul ăsta. Se vede mult mai fain, vedeți? Opa, două, așa. Ceva de genul ăsta, vedeți? Vedeți, vedeți, vedeți. Vedeți voi, nu mă interesează. Și putem, hai, la tăte. La D, J, paf! La A, paf! La V, paf! La I, paf! La D, X, paf! Și D, X, junior, paf! Deci, concluzia este iară asta. Vedeți? Fain arată și mie îmi place. Lol. Bun. Mulțumesc, mulțumim frații că ne-ați urmărit și de data aceasta și nu uitați să dați un like, comment, subscribe și un share. Dacă v-a plăcut, mai ales acest dubstep cu David și editul meu. Pa, pa! Încă o dată mulțumesc că mi-ați urmărit tutorialul și mai ales dubstep-ul și mai ales reclamele alea la început. Habar n-am ce-am făcut, dar mă rog, e bine și aia. Dacă vreți alte tutoriale să învățați, cum o zis ăsta, smoke cu fata, păcat că nu-i fata, nu contează. Cum se face cu turul? Algoritm, bă, pulă. Îmi spui așa, bă, pulă, cum se face grahatul ăsta? Și eu mă duc pe ăsta, pac, mă uit la el. Și dacă nu știu, mă cac pe el, închid, minus, și nu știu, mă doare în cur. Enter! Și dăm aici și îl ștergem. Paf! Înțelegi? Să fiu mai deștept. Oricum o să vadă și el tutorialul, dar nu contează. Deci, fraților, ne auzim data viitoare și bye-bye și gimme pum! Înregistrează? Da. Hei, salutare! Nu. Nu, nu e bine ceva. Nu e bine ceva, trebuie să punem prima dată abdoba, faptă, da.